Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire cu cărți de oracol în două variante, mesajele de la miezul nopții, că tot este miezul nopții, să vedem ce dezvăluie cărțile de oracol, ce secrete, ce mesaje vin în acest moment. Ca să fie puțin mai particularizată citirea, am să o fac în două variante, varianta pachetului gri sau varianta pachetului maro. Alegeți intuitiv varianta care rezonează cu voi. Tot ceea ce trebuie să știți este că este o citire intuitivă, generală, nu se poate potrivi cu oricine, oricui nu se poate potrivi. Luați în considerare doar ceea ce rezonează cu voi, ceea ce vă este util. Azi încep cu varianta numărul 1, pachetul gri. Haideți să vedem secretele de la miezul nopții, mesajele de la miezul nopții. S-au grăbit trei mesaje, trei secrete, care țin de niște evenimente, care țin poate și de o căsnicie, de un parteneriat, care țin poate și de niște secrete de familie, neliniști care țin poate și de sănătatea cuiva, moștenirea care vă lasă cineva, dacă mai există vreo șansă într-o împăcare, revedere. Acestea sunt secretele care se grăbesc. Haideți să vedem ce spun cărțile mai departe. Într-adevăr, poate ține de o căsnicie care, sau de o relație, de o familie, de secrete, de prieteniile din cercul apropiat de prieteni care cumva sunt date peste cap ceva din cauza unui anturaj, unor evenimente. Să vedem. Haideți să vedem un secret care îl știți, un secret care nu îl știți, un secret care îl veți afla, un secret care nu îl veți afla, un secret care ține de familie, un secret care ține de prieteni, un secret care ține de dușmani. Și un secret surpriză, neașteptat. Un secret care voi îl știți, de un dezastru, de un necaz, de ceva care v-a dat peste cap, ceva care v-a distrus într-un fel sau v-a creat ceva neprevăzut. Un secret care nu îl știți ține de un domn, de așa ce este dat peste cap. V-a dat peste cap, ori nu știți de un domn care îi dea peste cap, ori că vă va da peste cap un domn, un an. Poate fi și un bărbat căsătorit, poate fi și partenerul. Ține așadar de cineva din lumea bună, pare cineva legat de un eveniment important. Un secret care îl veți afla foarte curând, într-adevăr, poate de o căsătorie, de o căsnicie, de o popularitate. Un secret care nu îl veți afla de o hoție, de o trădare, de o dușmănie, un secret care ține de familie, prieteni, să știți că puteți, de familie, pardon, puteți afla de un noroc, veți avea o oportunitate să aflați de norocul cuiva sau cineva o poartă noroc, un secret legat de prieteni, să știți că veți afla că cineva dintre prieteni vă gelozește, vă urmărește, vă invidiază, un secret legat de dușmani, puteți afla care au probleme cu legea, sau vă veți elibera, veți scăpa de un dușman. Iar un secret legat de surpriză, într-adevăr, aflați de o trădare, de o înșelătorie, de o intrigă. Da? Deci aflați de o intrigă. Deci pe voi vă va da ceva peste cap sau aflați de cineva care încearcă să vă creeze o problemă, să vă dea peste cap. Haideți să vedem la varianta numărul 2. Și la voi se grăbesc tot trei secrete. Lucruri neașteptate, o călătorie, un secret despre un drum, un secret despre cine se gândește la voi, sau ce idee are cineva vis-a-vis de voi, și un secret legat de cineva care poate vă urmărește, poate fi și o persoană care este invidioasă, răutăcioasă, dorește să vă facă, să vă enerveze. Poate
puteți afla legat de lumea bună ceva important, de niște evenimente și voi, sau cu ocazia unor evenimente. Un secret care îl știți, care nu știți, care îl veți afla, nu îl veți afla, legat de prieteni, legat de prieteni, legat de dușmani și secretele surpriză. Un secret care îl știți, că aveți niște întârzieri, că știți voi niște secrete care pot ține și de o chestiune de stat, cum ar veni secretele unui militar, sau știți de un abuz, știți că cineva poate vă dă puțin planurile și vouă peste cap. Ce nu știți voi, că sunteți într-adevăr urmărite, invidiate, sabotate de o persoană perversă și vicleană. Ce veți afla, că sunteți o persoană frumoasă, dar ceva și pe voi vă dă peste cap. Deci și pe voi vă dă peste cap. Poate fi și legat despre o femeie, ce aflați voi despre o femeie, ori aflați despre ea că e dată peste cap, o anumită persoană importantă, poate pentru voi, ori că voi vă dă ceva peste cap. Un secret care nu veți afla, de o tristețe, de o supărare a cuiva. Gândurile care își le face cineva, un secret care ține de familie, aflați de niște bârfe, curiozități, de niște greșeli care le fac cei din neam, din familie, de curiozitățile lor. Un secret legat de prieteni, că au niște probleme, au un necaz, poate ține și de vreme, poate ține și de altceva, un ghinion. Un secret despre dușmani, că ei petrec, se bucură. Au niște hotărâri, poate, de luat, au niște evenimente, niște petreceri. Și un secret surpriză, ceva vă pune pe gânduri, ceva chiar vă pune foarte tare pe gânduri, dar și vă inspiră, poate chiar vă vine și o idee genială. Poate și aflați un secret că cineva se gândește la voi. Asta este pentru voi o surpriză. Cam asta din ce pot să spun, dragile mele, dragii mei, pentru surprizele de la miezul nopții. Așadar, sper să aveți parte de surprize plăcute, oriunde ați fi. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!